reacționăm atunci când întâlnim oameni diferiți? Mă refer la oameni care se nasc cu o problemă fizică, cu o deformitate de orice fel. Se consideră că sunt trei reacții. Empatizăm, rămânem indiferenți sau suntem agresivi. Vom vedea acest lucru în cele două cărți ale lui Ergeric Palacio, Minunea și Cartea lui Julien. Minunea este și ecranizată. Un băiat de 10 ani are o asemenea problemă fizică și este educat acasă, dar la un moment dat hotărăște că trebuie să meargă la școală, să înfrunte reacțiile celorlalți. Filmul Omul Elefant vorbește despre sindromul Proteus. Un tânăr, e un caz real, în secolul XIX s-a născut cu o problemă fizică, are o înfățișare care i-a dat această denumire, Omul Elefant. Este foarte inteligent, dar e judecat după înfățișare. E trimis la circ și la ospiciu.